Ultima ședință de colegiu prefectural a fost și cea mai scurtă din acest an. Șefii instituțiilor deconcentrate din județul Giurgiu s-au reunit astăzi în sala de ședințe a prefecturii și au primit aprecierea prefectului Nina Carmen Crișu pentru activitatea desfășurată în acest an. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare, vă doresc sărbători fericite, să vă dea Dumnezeu tot binele din lume, să aveți mese îmbelșugate, să aveți sufletul plin de bucurie și de lumină și de liniște și de pace, să vă bucurați de familiile și de copiii dumneavoastră, mult succes în activitatea următoare și să dea Dumnezeu ca 2014 să fie cel mai bun an de până acum pentru noi toți. În ceea ce privește activitatea instituției pe care o conduce, prefectul Nina Carmen Crișu consideră că este loc și de mai bine. Anul acesta se încheie cu speranța că în 2014 Giurgiu va mai urca o treaptă în ierarhia județelor la capitolul bunăstare. Sunt convinsă că voi avea sprijinul dumneavoastră al tuturor care sunteți aici, ca fiecare pe felia dumneavoastră, pe obiectul dumneavoastră de activitate, să putem ridica acest județ atât prin accesare de fonduri europene la fiecare instituție în parte pe care dumneavoastră o reprezentați. La finalul întâlnirii, care nu a durat mai mult de 10 minute, prefectul județului a invitat participanții la ședință să ciocnească o cupă de șampanie, transmițându-le urări de bine în viitorul an. Mulțumesc, vă doriți să fiți sănătoasă și să dea Dumnezeu să avem niște sărbători liniștite.